Inspecția judiciară a câștigat în instanță procesul împotriva secției de procurori ACSM. Secția de procurori care a invalidat raportul inspecției judiciare, după țineți minte, inspecția aceea cu focică, care s-au înmuiat și genunchii cu doamna Rădescu. Din raport. După ce a jumulit pagini din raport, inspecția judiciară s-a adresat instanței. În acest moment s-a publicat soluția la Curtea de Apel București, secția a 8-a contencios administrativ și fiscal. Anulare, act administrativ, hotărârea CSM 686 din 31.10.2017, respinge excepția inadmisibilității și excepția lipsei de interes, admite acțiunea inspecției judiciare, anulează în parte hotărârea secției de procurori, respinge cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul DNA ca fiind neîntemeiată. Pe scurt, asta înseamnă că raportul inspecției judiciare, cel care constata un șir de abuzuri foarte, foarte grave și care fusese contestat de către secția de procurori din cadrul CSM, este valid. Și asta este foarte important pentru că la vremea aceea s-a încercat exact aceeași operațiune. Compromiterea unor membri a inspecției judiciare, intimidarea unora dintre ei. Ba chiar unii dintre ei a și reușit operațiunea. Au dat în plâns, au declarat că se tem chiar și pentru copiii lor. Pe alții, vă aduceți aminte, i-au plimbat cu mașina ca să fie siguri, cu mașina DNA-ului, ca să fie sigur că iese inspecția cum trebuie. Și știm că jumătate dintre ei au zis că nu e absolut nicio problemă la DNA, că totul este extraordinar de profesionist făcut acolo, nu e niciun abuz. Foarte importantă decizia doamna Rădescu, seara. Cea care era dusă cu mașina DNA-ului la DNA antitopală pentru a lua lumină. Și iată care acum este și cercetată de CSM la iată baza... Iată că se tranșează în instanță această chestiune și susțin și eu acest lucru extrem de important,